Sistemul de sănătate din România nu pune accent pe prevenția primară, în ciuda faptului că astfel de programe sunt prioritare în Uniunea Europeană. Dacă am fi în post-revoluție, ar fi case de asigurare, așa cum am spus, private și care să nu fie înșelătorii, să fie case adevărate sau bănci adevărate în care omul să-și depună acești bani și să fie sigur că sunt pentru sănătatea lui. Case de asigurări private, case de asigurări, să zicem, la un nivel mediu, spitale care să asigure aceste lucruri. Rodica Mușetescu mai spune că ar reînființa atât cabinetele medicale școlare, cât și pe cele de lângă întreprinderi. Obținerea finanțării pentru programele de prevenție este de asemenea un lucru foarte important. Eu cred că cei mii, câteva mii de salariați pe care le are Ministerul Sănătății nu se justifică să fie atâtea mii. Eu cred că Ministerul trebuie să-și joace rolul lui în ceea ce privește resursele umane, în ceea ce privește, să zicem, elaborarea de proiecte medicale, să zicem, de prevenție sub forma unor propuneri, iar banii să rămână ai casei de asigurări, nu să treacă via Ministerul Sănătății. Un sistem de sănătate coerent ar trebui să le ofere bolnavilor posibilitatea de a se trata în condiții decente, nu să-și dea o bună parte din salariu sau pensie pe medicamente. O mai mare restricție în ceea ce privește libertățile pe care le au farmaciile, că tot au făcut tot felul de lucruri nepermise în legătură cu medicamentele bolnavilor, deci o mai mare seriozitate în a gestiona acești bani. Din păcate, deocamdată nu ne rămâne decât să ne descurcăm fiecare așa cum poate.